Ziua bună, dragilor, bun găsit în comunitate, București FM 98,3, dar și bucureștefm.ro. Bună ziua, Răzvan. Săruna Micaela, sărut mâna. Suntem și live pe Facebook, să știe tot poporul. Începe Gaudeamusul, încă puțin mai avem, până miercuri. Drept urmare, despre ce altceva să vorbim decât despre cel mai citit târg de carte de la cel mai ascultat radio, în speță Radio România, care se ocupă de vreo 24 de anișori de organizarea acestui târg. Îl avem alături de noi pe domnul Attila Vizaur, directorul Centrului Cultural Media Radio România. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Iar la telefon doamna Angela Cristea, șeful reprezentanței Comisiei Europene în România. Bună ziua! Dormile, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! 10 ani, da, de la intrarea în Uniunea Europeană, invitat de onoare, iată, al târgului de carte Gaudeamus, Uniunea Europeană, prin reprezentanța Comisiei în România. Spuneți-ne, doamna Cristea, ce găsim la standul Uniunii Europene? Găsiți o bucățică de Europa și timp atât pentru dezbateri pe teme care să spunem, țin de viața dumneavoastră profesională, cât și discuții și lecturi despre viața personală, pentru că suntem în Europa cu toate, și cu partea de muncă și cu partea de timp liber, și cumva ceea ce se decide de către reprezentanții fiecărui stat membru la Bruxelles afectează viața de zi cu zi a fiecărui cetățean. De aceea standul Uniunii Europene de la Gaudeamus se cheamă Acasă în Europa. Domnul Matei Vișniec va fi președinte de onoare al acestei ediții. La ce să ne așteptăm din partea domniei sale? Exact, ne-a făcut bucuria de a accepta această invitație, va fi de altfel și la deschidere. Alături de domnia sa vor fi mulți alți invitați la standul nostru, pentru că noi vom fi mai puțin prezenți, chiar noi angajații Comisiei Europene, și mai mult partenerii noștri din România. O vom avea de altfel și pe scriitoarea Ioana Prvulescu la standul nostru, vom avea și pe scriitorul Vasile Ernu, care va organiza un atelier de artă narrativă despre viitorul Europei, așa cum și-l imaginează cetățenii români. Dar avem și ateliere despre cum să trăiești în echilibru, cum să atingem acest echilibru între viața profesională și viața personală. Și aici partener ne este revista Psychologist. Și vom avea alături de redactorul șef Iuliana Alexa mai multe dezbateri pe această temă. De altfel, vom vorbi și despre cum să trăim și să mâncăm sănătos, iar din când în când vom invita participanții și la o degustare sănătoasă, precum și la o degustare de ciocolată, pentru că noi considerăm că ciocolata este o valoare a Europei și iată că avem producători foarte buni de ciocolată și în România, care vor fi alături de noi la standul Uniunii Europene. Există și titluri de carte care sunt puse la dispoziția vizitatorilor la acest stand? Da, avem mai multe sute de cărți care vor fi prezente la standul nostru pentru a fi citite, răsfoite acolo. Noi nu putem să facem vânzare, nefiind un operator comercial. După târg, aceste cărți vor fi donate și avem o expoziție specială cu Micul Prinț, un personaj iubit pentru copiii de toate vârstele, și de altfel Micul Prinț ne va și vizita la stand și va organiza niște discuții cu copiii mici și mari. Da, vizitatorii vor putea obține și informații utile, nu știu, chestiuni practice, cum ar fi despre programul Erasmus. Da, de altfel, anul acesta Uniunea Europeană sărbătorește 60 de ani de la tratatul de bază, cel semnat la Roma, dar și 30 de ani de program Erasmus, așa că vom avea mai multe dezbateri despre acest program, despre cum pot beneficia de el cei interesați. De asemenea, dezbateri despre voluntariat în Europa, pentru că avem un program pentru tineri, pentru a participa în acțiuni de voluntariat peste tot în Europa sau chiar și în afara Europei, și o dezbatere despre banii europeni, și de data aceasta
ne vom concentra pe planul de investiții pentru Europa, pentru că se știe că în România este mare nevoie de investiții și iată că există o facilitate creată la nivelul Uniunii Europene, astfel încât ideile bune de proiecte să poată fi sprijinite pentru a atrage investitori privați și publici. Mulțumim foarte mult, o invitație pentru ascultătorii București FM. Și eu vă mulțumesc și vă aștept cu drag la standul nostru de la Târgul Caudea. Mulțumim foarte mult, a fost doamna Angela Cristea, șefa reprezentanței Comisiei Europene în România. Nu-mi iese deloc vorba asta, reprezenta... Ajută-mă, Răzvan! Nâță. Așa, te rog frumos. M-ai lăsat și la eu nâță, încep cuvântul, tu-l termin, okay, știi? Okay. Ne ajutăm între noi. Da, domnul Attila Vizaur, vorbim, începem cu ce? Cu palmaresul acestui târg de carte? Cu ce să începem? Sau cu ediția de față? Eu am rămas, de presă, da, poate? Da, eu am rămas foarte impresionat de faptul că Matei Vișliec a avut amabilitatea să accepte să fie președinte de onoare al târgului. Este o mare personalitate culturală din nenumărate domenii, de poet, scriitor, dramaturg, jurnalist la Radio France International și... probabil foarte multă lume știe, este dramaturgul român cel mai jucat în România, chiar Uniteru i-a oferit această distinție, de fapt o recunoaștere pentru faptul că spectacolele de pe scenele teatrelor din România au în repertoriul lor, teatrele din România au în repertoriul lor foarte multe titluri din creația lui Matei Vișniec. Trebuie să spun cu mândrie că și Teatrul Național Radiofonic este foarte bogat în producții radiofonice pe textele lui Matei Vișniec și spun de asemenea, iarăși cu bucurie, Mihai Lungeanu, regizor la Teatrul Național Radiofonic, este doctor în artă, doctor în teatru, iar tema lucrării sale de doctorat este bazată pe opera lui Matei Vișniec. Așadar, suntem bine așezați și, cum spuneam, o mare bucurie să-l știm pe Matei Vișniec, care este un om extraordinar, un foarte bun prieten, amic, deschis tot timpul. Este un personaj savuros, de altfel. Da. L-am avut și noi, am avut bucuria să-l avem în emisiune. Da. Există Teatrul Matei Vișniec la Suceava, adică e foarte prezent, foarte activ și ca jurnalist, dar și în calitate de creator. Ultima dată am avut ocazia să ne vedem, să ne vorbim, atunci când noi la Teatrul Radiofonic am lansat spectacolul Migranți, o piesă de teatru foarte frumoasă și foarte de actualitate acum. Și acum constat cu bucurie că în timpul festivalului Impuls, este festival de teatru de animație la Teatrul Țăndărică, urmează să aibă loc premiera oficială a spectacolului Migranți de Matei Vișniec. Un spectacol, bineînțeles, pentru tineret și pentru adulți. Matei Vișniec va fi seara la premieră și apoi, a doua zi, la ora prânzului, va fi la Târgul Gaudeamus, atunci când va declara în mod oficial deschis târgul. Mă uitam la fotografiile, Mihaela și dragi prieteni, mă uitam la fotografiile, am văzut câteva de la conferința de presă. Unde invitatul nostru a fost prezent. Și la scurtă vreme după aceea, butonând pe televizor, se terminase un meci de fotbal și erau ziariștii, bine, dintr-o altă categorie, care făcuseră efectiv o grămadă ordonată, se cățărau unii peste ceilalți ca să ajungă să obțină câteva cuvinte de la unul dintre antrenori, mă rog, era o înghesuială cumplită. Și mă gândeam, în fotografie n-am văzut și pe cei care au fost la jurnaliștii. Tot așa, da, n-am mai putut face față la numărul foarte mare de întrebări, de interesul este foarte mare este. Pentru Târgul Gaudeamus. În mod normal, este firesc să fie. E un eveniment foarte important, e adevărat, este în domeniul cărții, în domeniul culturii, domeniul literaturii, dar în această zonă, preocuparea jurnaliștilor și ceea ce ne bucură foarte mult și a celor care vor să ne fie parteneri sau sponsori, este salutar. De altfel, domnul Georgică Severin, președinte director general al radioului, a menționat, a susținut acest lucru și a ținut la încheierea conferinței de presă să
îi numească pe toți cei care sunt alături de noi, parteneri sau sponsori, pentru că atunci când decizi să fii alături și să susții un act de cultură, lucrul acesta trebuie salutat. Da, e îmbucurător faptul că interesul ăsta nu s-a pierdut de-a lungul vremii, ba din contră, a crescut. Slavă Domnului! Da, Gaudeamus, Târgul Gaudeamus și-a câștigat treptat, cred că destul de repede, în notorietate. Mi-aduc aminte, spuneați de anii de când a început Târgul Gaudeamus. Gândiți-vă că în anul 1994, atunci când era prima ediție, lucrul acesta se întâmpla în foaierul de la radio. Exact. Unul din foaierele de la radio. Deci există două culoare, stânga-dreapta, în cel din partea dreaptă. Acolo era organizat Târgul Gaudeamus. Acolo veneau editurile cu măsuțe, cu plăcuțe și compartimentat, își puneau, da, compartimentat frumos și își etalau cărțile. E, de acolo până aici, cum se întâmplă acum, că de-abia reușim să facem cumva să fie încăpător Romexpo, nu sala centrală, salonul central de la Romexpo, este o mare evoluție. Și iertați-mi ce? Lipsa de modestie. Nu, că nu e vorba de mine, este vorba despre, bine, personal, că eu sunt vremelnic, răspunzător în calitate de director al Centrului Cultural Media de acest fenomen. Chiar el s-a dezvoltat extraordinar și e meritul, în primul rând, acestei instituții extraordinare, că este radioul. El este o instituție foarte puternică, își are notorietatea și puterea de a organiza așa ceva, de a gira un act cultural și, de asemenea, este rezultatul unor, să spun, eforturi, sincer, eforturi, cel puțin la început, dar și acum, extraordinare ale echipei, acestor oameni foarte harnici și strălucitori, care sunt cei de la Târgul Gaudeamus, și încă o dată, iarăși folosesc un nume foarte drag și pe care îl respect foarte mult, este vorba despre Vlad Epstein. El, alături de Mircea Nedelciu, au fost cei care au avut inițiativa de organizare a târgului și Vlad Epstein a știut să coordoneze activitatea acestui târg, astfel încât să aibă notorietatea pe care o are. Iar îmi aduc aminte de Mircea Nedelciu, cum luam eu cărți pe vremea când era el librar la Cartea Românească și cu fiecare nouă apariție treceam pe acolo, făceam liceul la Sfântul Sava. Și n-aveam bani să-mi cumpăr toate cărțile și mi le dădea așa pe subteșghea, ia-o, da, vezi, adu-o, nu-n doi foile, o aduci, cum ai luat-o. Deci... Iată, da. Și mai e un lucru, mi-amintesc când, din anii trecuți de la Gaudeamus, de fiecare dată lucrurile se întâmplau peste așteptări. Și la finalul târgului, multă lume spunea ce bine ar fi ca la anul să fie măcar cum a fost anul acesta. Și anul următor era, se băteau din nou și din nou toate recordurile, pentru că într-un fel foarte ciudat, la nivel național, Târgul Gaudeamus este singurul care poate să bată acest record, propriul lui record, de la an la an. Și am avut, mărturisesc că, Răzvan, această suspiciune când am ajuns director la Centrul Cultural Media și tot treceau prin fața mea propunerile de comunicate de presă, de rapoarte, de nu știu ce. Într-un an s-a bătut recordul de vizitatori, s-a bătut recordul de evenimente. Zic, mă, dar de ce atâta nevoie pentru un târg cu notorietate pe care o are, ca de fiecare dată să se laude că a făcut... De ce trebuie să fim mai spulberat un record? Problema este că nu era o nevoie de a fi noi... Și nu era un scop în sine, un obiectiv. Nu, așa se întâmpla. Se întâmpla firea exact. Să fie. Da. Exact, se întâmpla. Da, la ediția de anul ăsta ce o să se întâmple, oare? Ce da, record mai... Sper că o să fie foarte bine. Suntem... auspiciile sunt foarte bune. Cum spuneam, am ajuns să ne facem probleme dacă spațiul pe care salonul central, sau cum se cheamă, de la Romexpo, este suficient de mare pentru solicitările tuturor celor care vor să participe la acest târg și vorbesc despre expozanți, adică despre edituri, despre instituții de învățământ, despre difuzori de carte, publicații, asociații profesionale și așa mai departe. Iar cu toții, că asta spuneam, deci, dincolo de faptul că Radio România, că echipa Gaudeamus,
Problema este că acest târg, acest tip de organizare este o necesitate atât pentru editori și pentru distribuitori de carte, cât și pentru public. Se creează acest context. Acest centralizator. Și momentul este bun, nu? Sfârșit, mm-hmm. mijloc, sfârșit de noiembrie, înainte de sărbători. Și există această nevoie extraordinară ca lumea să aibă momentul bun de a achiziționa cărți, de a descoperi lucruri despre cărți. Mai spuneam, dar nu la București FM, sigur, că e pentru prima oară când vorbesc despre Târgu Gaudeamus la București FM, ceea ce mă impresionează foarte tare este faptul că vin oameni la Târgul Gaudeamus cu acel cărucior de piață, dacă îl știți, nu? Da, cu roți, de cumpărături, așa, clasicul. De cumpărături, nu? Cumpărături culturale. Și nu sunt pensionari cei care vin cu aceste cărucioare, pentru ca să cumpere. Mm-hmm. Să cumpere cărți. Este o nevoie extraordinară. Bine, e adevărat că târgul oferă posibilitatea ca editurile să facă discounturi, să facă reduceri, oamenii să aibă posibilitatea să cumpere la prețuri mai mici cărțile pe care și le doresc. Sunt oameni care au liste. Ei știu, așteaptă, au apărut la editura în anul ăsta, în luna asta, știu eu, n-am cumpărat, aștept Târgul Gaudeamus pentru ca să pot să o cumpăr. Plus lansările de carte, toți centralizate și ele. Și iarăși este un prilej de spectacol. Îmi place să folosesc termenul ăsta, iertați-mi de formația personală, pentru că, normal, e unde, Dumnezeu, poți să ai această bucurie decât într-un târg de carte și nu neapărat, acum să fim și modești, nu este vorba numai despre Gaudeamus și Bookfest-ul face un târg foarte bun. De altfel, faptul că există Bookfest este, cred, și pentru că înainte a fost Gaudeamus, clar. Deci a fost un exemplu foarte bun și s-a dovedit a fi o rețetă de succes. Ei, unde, Dumnezeu, mai vezi atâtea personalități, atâția oameni de cultură, atâția scriitori, artiști plastici, ilustratori de carte și atâtea vedete care vin și își prezintă cărțile sau vorbesc despre o carte, ca să nu mai spun și oameni politici care au cărți și vin și... Dar sunt foarte mulți care așteaptă Gaudeamusul așa cum așteaptă Crăciunul. Deci nu cumpără cărți în restul anului, dar la Gaudeamus dau năvală și practic își umplu sacii respectiv. Sau cumpără tot timpul anului și mai știu. Și mai... Am cazuri în familie. Ce foarte interesant, Gaudeamusul, aș spune, îmi permis să spun în primul rând, hai să spun și Bookfest tot în primul rând, sunt două dintre evenimentele culturale care anulează, din fericire, de fiecare dată în fiecare an, ideea aceasta care în restul anului se așează ușor, că românul nu e interesat de carte, că nu citește și așa mai departe. Se vorbește foarte mult despre asta. Și vine Gaudeamusul și când încep să vezi zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni după aceea, că vin la târg, tot ce s-a discutat nu spune neapărat de rău, dar la polul opus, de fapt, se spulberă, pentru că iată dovada, Gaudeamus. Da, așa este, Răzvan, e uimitor ce se întâmplă, sau poate că nu e uimitor, este normal să fie așa. Suntem într-o țară în care cartea, ca și în alte țări, cartea face parte din firescul și din realitatea noastră de zi cu zi. Din momentul în care ne naștem, părinții ne citesc, bunicii ne citesc, la școală de pe cărți învățăm. Să fim serioși, asta e, face parte din natura noastră și este normal să fim interesați de acest tip de comunicare, de achiziție, iertați-mi termenul acesta prost, dar de foarte multe ori folosesc acest termen în munca mea de organizare a Târgului Gaudeamus, așa, a culturii noastre, a frumosului din noi, prin carte. Da, apropo de carte, în format clasic, acum câțiva ani se făceau previziuni că o să cam dispară, audiobook-ul intră în forță, lucrurile n-au stat așa. Da, surprinzător, a fost un val, mi-aduc aminte Kindle-uri și audiobook-uri. Și nu e chiar așa.
încă se citește foarte mult. Chiar pot să spun că parcă s-a mai retras puțin această... Da, da, am observat-o chiar de la Târgu de anul trecut. În atenția a rămas cititorilor regină. Acest tip de... Deși lectură. Acum, teoretic, sincer, decât să umplu nu știu câți pereți de bibliotecă, mai bine am un hard disk extern sau, nu știu, un chip și pun acolo toate cărțile. Dar uite că ceva... Și mai e ceva, ții minte, Mihaela, că discutam în anii trecuți, imaginați-vă, le povesteam oamenilor, cei care ne ascultă, imaginați-vă cum ar fi în filmele acestea fantasy clasice, să-l vezi pe Gandalf sau pe oricare dintre marii vrăjitori, Merlin și așa mai departe, în loc să deschidă acel catastif cu vrăji în care sunt toate secretele lumii, să vină cu un stick sau să și să, adică dintr-o dată filmul respectiv, cartea s-ar prăbuși în ea însăși. Se pierde farmecul acesta, de fapt, al tainei cărții. Răzvan, dar există Gandalf de la Mission Impossible și atunci totul da. Apare într-o... No? Exact, da, o să fie alți Gandalf ai altor secole. Asta este. Ce să... Nu vine cu noi, face artă singur și s-a terminat. Pe de altă parte, nu uit să mă gândesc chiar și la imaginea aia extraordinară din romanul lui Ray Bradbury, 451 Fahrenheit, nu? În care lumea învăța cărțile pe de rost pentru că erau interzisele să dădeau. Și se ardeau fizic aceste cărți și mi-amintesc... De aceea și gradele Fahrenheit la... Da, temperatura la care arde hârtie, am aflat multă vreme după aceea și mi-amintesc că în film, dar și în carte, e o scenă absolut uluitoare. Nu te aștept să vezi așa ceva. Ții minte, erau doi frași gemeni care unul învățase volumul 1 și unul învățase volumul 2 din cartea respectivă. Exact. Mm-hmm. Și așa predau mai departe. Da, un semnal de alarmă extraordinar tras de, de Bradbury. Poate într-un viitor, cine știe, o să fim microcipați așa, cu sute de mii de volume, nu să ni se introducă cumva în memoria noastră, să le știm fără să ne mai chinuim, să le învățăm. Eu m-aș lăsa afară. Microcipat cu cărți. Da? Da. Hai să vorbim nu despre... Și ce ne facem la română? Că ne întreabă și atunci nu facem decât să... Dăm citatele direct, da? Revenind la ediția de anul ăsta a Târgului, în afară de faptul că invitați de onoare sunt cei de la Uniunea Europeană, cu ce ne mai... Adevărul e că nu putem trece. Trebuie să spun că a fost o idee foarte, foarte bună, nu, la 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, să avem invitați. Dar s-a potrivit sau s-a vrut în mod special? Eram, așa cum spunea și domnul președinte, director general, domnul Georgică Severin, eram în luna mai și încă nu stabilisem cine să fie invitatul de onoare al Târgului Internațional Gaudeamus. La un moment dat, că m-a întrebat înainte de emisiune, nu era vorba despre Statele Unite, într-adevăr, anul trecut, la deschiderea oficială, când invitat de onoare a fost China. Un stand superb, da, amintesc. Da. A fost anunțat ca invitat de onoare Statele Unite ale Americii. Am înțeles că au apărut unele probleme de organizare, de dată, Thanksgiving Day, lucruri care făceau cumva imposibilă prezența serioasă, pentru că în momentul în care o țară acceptă să fie invitat de onoare, pe atunci chiar face un eveniment important și vine cu lucruri importante ca să demonstreze că ceea ce se întâmplă în țara lui merită să fie și făcut cunoscut și aici. Să fie făcut cunoscut în acest târg, care e, cum vă spuneam, un târg foarte important. Deci rămăsesem la începutul anului 2017 să ne întrebăm, să vedem cum rezolvăm problema și domnul Georgică Severin mă întreabă, zice, dar trebuie să fie o țară, nu poate să fie, au fost, și am dat exemplu că au fost comunitatea țărilor francofone și țările nordice, zice, păi poate vorbim, întrebați, încercați să luați legătura cu reprezentanții Comisiei Europene, cu reprezentanții Uniunii Europene și am bătut la uși deschise. Evident că răspunsul a fost imediat pozitiv. Și soluția era chiar aici lângă noi, nu? Foarte mult, extrem, da, de la îndemână. Și s-a întâmplat să fie chiar 10 ani. Da, s-a întâmplat să fie și exact 10 ani.
Și vă spun, activitatea Comisiei Europene, ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, este foarte mult legată și de cultură. Spunea doamna Angela Cristea despre Ioana Pârvulescu, prezentă ca invitată în cadrul manifestărilor pe care ei le organizează. Ioana Pârvulescu a fost premiată de către reprezentanța Comisiei Europene pentru un concurs pe care ei îl organizează anual pentru literatură, alături de-a lungul anilor de importanți scriitori europeni. Așadar, just pălăria că acest lucru se poate întâmpla și Târgul Gaudeamus acum în 2017 are invitat special pe Uniunea Europeană. M-ați întrebat de, în afară de faptul că Uniunea Europeană este invitată, dar gândiți-vă ce lucruri frumoase se pot organiza în cadrul târgului. Vorbeam despre Mircea Nedelciu. Pentru noi este un nume reper, nu? Este cofondator al târgului Gaudeamus, chiar din ce am vorbit cu Vlad Epstein, este cel care a propus, având de exemplu târgurile internaționale mari, care a propus, hai mă, faceți-vă, dar noi suntem radio. Voi sunteți instituția sau, mă rog, serviciul public care puteți să organizați așa, noi scritorii, până ne adunăm. Până la urmă s-a demonstrat că și Asociația Editorilor din România poate face acest lucru, dar atunci, în anii 90, voi puteți face această organizare. Hai să luăm după aceea s-a pornit în a realiza acest târg. Și evident că îi suntem recunoscători. În fiecare ediție de târg există un concurs național de lectură, Mircea Nedelciu. Acest concurs se desfășoară de-a lungul întregului an în toate edițiile regionale ale târgului Gaudeamus, pentru că în afară de această ediție internațională a târgului, care se desfășoară la București în noiembrie de obicei, mai există edițiile de la Cluj, de la Oradea, de la Craiova, de la Gaudeamus Litoral, da? Nu, la Constanța Mamaia, de fapt, și de fiecare dată acolo, împreună cu colegii noștri de la studiourile teritoriale din zona aceea, organizăm un concurs de lectură, un concurs de cultură generală cu elevii de liceu, iar cei care sunt câștigătorii intră în această finală națională care se desfășoară la București, cu premii foarte importante, foarte frumoase, și iarăși revin premii oferite de partenerii noștri, de sponsorii noștri. Evident că în caz, cum să zic, la fiecare ediție și mai ales acum în ultimul timp, sunt probleme de organizare, cum se decontează de la o instituție bugetară trenul unui om care nu este angajat la instituție. Cum faci cazări? Tot felul de mici nimicuri. Vă deschid puțin cortina să vedeți culisele. Dar important este că dincolo de toate aceste nimicuri care se așează, să știți, se așează. Da. Foarte produc bine. Efecte, da. Da. Și te pot încurca dacă nu sunt rezolvate. Da. Da, pot să cadă tot eșafodajul, adică te faci de mirul lumii pentru o nimica toată, o hârtie sau, nu știu, un pic sau ceva de genul acesta, sau, mă rog, un bilet de tren acum, dacă despre asta vorbim. Un lucru despre care întotdeauna vorbim, și pe bună dreptate, vorbești cu mare bucurie și cu mare mândrie. Uite ce lucruri importante facem, ce lucruri importante se fac. Da, e foarte greu de organizat un târg de o asemenea anvergură. Câți oameni muncesc la organizare? În principal, deci cei care stau zi de zi, în clipa aceasta sunt 5. Wow! 5 oameni, supraturați, este adevărat, dar cu o dedicație și cu o frenezie și cu o bucurie. Și cu experiență. Și cu hepatobil la ei, nu? Că da. Au nevoie. Nu, cred că deja sunt obișnuiți. Eu sunt serios, au devenit imuni? Pe experiența mea a ajuns acum de-abia la al doilea an, dar eu sunt cel care întotdeauna când îi văd zic, nu mai...
zice, stai liniștit, e ok, va fi foarte bine, trecem noi și peste asta, se va rezolva. Sunt pozitivi. Și lucrurile se așează atunci bine. Se așează, să știi. În anii 90, acest concurs cu liceenii, chiar la început, se chema Șoarece de Bibliotecă. În prima fază nu era atât de bine organizat și cum e acum. Și eu am fost în juriu în vreo 2 ani la rând și mi-amintesc, deși au trecut o sumedenie de ani de atunci, că în primul an ne gândeam, o să vin acum liceenii, vezi să nu trimiți. Știi cum te gândești, apropo, că dacă sunt unii oameni cu gândire pozitivă, trebuie să existe și cealaltă parte care mai să sceptică. Să mă gârcotească. Exact. Și ne gândeam, o să vin acum liceenii, au alte treburi. Întotdeauna a fost un foarte mare interes. Și au apărut, nu numai că au apărut puști atunci și care acum sunt dita mai adulții, dar unii dintre ei au devenit scriitori după aceea, în toți acești ani care au... care au trecut. Deci este și o rampă de lansare pentru tinerile condee. Este, ceea ce ne bucură foarte mult. Iarăși, pentru noi, acum nici nu știu dacă este bine, dar în definitiv, pentru că noi suntem organizatorii Radio România, pentru editura Casa Radio, care este editura Radio România, este iarăși un foarte bun prilej. Știu că stau de vorbă cu Gilda Rădulescu. Ea este colega mea producător la editura Casa Radio și care se ocupă îndeaproape de tot ce ține producția de carte, evenimentul de carte. De fiecare dată are grijă ca în preajma a două evenimente importante, unul referitor la cartea culturală, literară, cum este Târgul Gaudeamus, și celălalt este Festivalul George Enescu. Atunci să aibă cărțile proaspete, CD-urile proaspete ieșite din tipar sau din multiplicator și să le ofere. E foarte important ca editură să vii cu ce este nou acum, cu ceva proaspăt și nu cu o carte editată acum 3 ani sau 4 ani sau 5 ani, ci cu lucruri care să surprindă publicul. Și cu ce ne surprinde editura Casa Radio anul ăsta? Sunt niște producții foarte interesante, atât literare, cât și muzicale, pe care chiar vă invit să le descoperiți, pentru că, evident, Târgul de Carte oferă această posibilitate de a fi acolo, de a avea invitați oamenii care au fost sau de numele cărora este legată această apariție și de faptul că întotdeauna un târg îți oferă un discount important. Nu e de ratat și acum nu mă refer numai la editura Casa Radio, dar despre lucrurile acestea am mai vorbit de faptul că poți să te bucuri de niște lucruri și să dezvolți puțin raza de acțiune, astfel încât să nu te oprești la două cărți sau trei cărți, ci în prețul acela să poți să te duci mai mult și să te întorci acasă cu acel cărucior de piață. Eu îmi permit să fac o paranteză legată de editura Casa Radio. Noi chiar aici în holul radioului există un loc în care poți să mergi și să vezi și ce au scos de-a lungul timpului și ce găsești în prezent. Și e o istorie și scrisă, dar în același timp și audio. Și nu e vorba doar de prezent, sunt și lucruri, vă recomand atunci când o să treceți firește și pe la acest stand, să mergeți, să fiți și în prezent, dar să mergeți puțin și în timp, pentru că sunt lucruri remarcabile și care țin și de fonoteca de aur a radioului, de personalități care au trecut pe la noi și care trec în continuare. E o, și e o comoară numai acolo. Și nu numai muzeu și istorie, Răzvan, asta voiam să spun. Chiar am avut o discuție de curând, acum câteva ore, și povesteam despre faptul că acum 2-3 ani am avut ideea, tot trecând pe lângă librăria de aici, din foaierul Sării Radio, tot trecând și văzând ce oferte de carte există, apărută la editura Casa Radio, am avut ideea de a oferi prietenilor,
celor din familia mea cu care ne întâlnim mai rar, că sunt mai departe, să ofer cărți sau CD-uri apărute de la editura Casa Radio, pentru că sunt Ana Blandiana, Mircea Cărtărescu, Ion Barbu, adică ce să spun? Cărți pe care oricine își ne dorește. Zău, cărți da, de și CD-uri cu vocea poeților, vocea scriitorilor și chiar sunt extraordinar de bună calitate. Oamenii din tehnic care au grijă, oamenii de radio care au grijă să fie bine masterizate, să fie de foarte bună calitate, cei de la editură care știu să facă o redactare cum trebuie și lucruri de acestea nu găsești absolut la nicio editură, pentru că, iarăși, editura ca și Târgul Gaudeamus au acest noroc extraordinar să fie sub egida acestei instituții mari care, și puternice care este Radio România. Iar Gaudeamusul a început să devină și altceva, nu numai lansare de carte, pentru că din ce în ce mai multe edituri și chiar noi aici în familie, în Radio România, încercăm să creăm evenimente în cadrul târgului și poate că la un moment dat spațiul ăsta de la Romexpo chiar va deveni neîncăpător. La ediția de anul ăsta trebuie să spunem că vor fi și mulți sportivi de aur ai României, pentru că lansăm și noi volumul 7 din Povestea Trecătorilor. Eu aleg România, 100 de povești de aur ale sportului românesc, așa se numește proiectul respectiv, un proiect realizat de Radio România Regional și București FM în parteneriat cu Bucureștii Vechi și Noi. Și vor fi acolo, nădăjduim, Ivan Pațaichin, Marian Drăgulescu, Elisabeta Lipă, Cati Sabo, sperăm că vor fi acolo alături de noi și vor putea împărți autografe. Vor sta la aplauze, nu? Acest pentru este că... evenimentul, iese și un album? Sigur, un album cu toți mari sportivi de aur ai României. Uite. Cu fotografii? Vedeți că nu știți tot? 100 da. De... Sau dacă știu, întreb. Nu doar cu fotografii, iar lansarea va avea loc, evident, la standul Radio România, vineri la ora 15:30. Mihaela știe, dar a vrut să te verifice și a vrut să văd dacă ai știut. E legat și de proiectul Eu aleg România, care a funcționat pe parcursul unor ani foarte bun pentru acest proiect. Și toți acești sportivi despre care spunea Mihaela sunt, evident, fiind unii dintre marii noștri sportivi, prezenți în această carte. Am și eu acolo un cârlig, mă bucur foarte tare că a venit cineva la un moment dat și m-a implicat și pe mine. Florin Brușten a avut această idee și eu am scris câteva dintre textele pentru sportivii care s-au născut în București sau în apropiere, pentru că a fost foarte bine gândit și dacă unii sportivi s-au născut, de exemplu, nu știu, la Craiova, atunci Radio Craiova s-a ocupat, în mod evident, cei care mai trăiesc au putut fi și intervievați. Și într-adevăr, eu așa că am și o bucățică acolo. Sunt și subiectiv la acest volum. Ce bucățică ai? Am scris câteva texte pentru sportivii. Sunt sportivii din București? Da, sau născuți în București? Unii născuți în București sau în apropierea Bucureștilor. Pentru Drăgulescu țin minte că am scris textul și am fost foarte fericit. Apropo, deși credem cât de important e să cunoști și mai bine un om, deși credem când vedem un sportiv la televizor că știm totul despre el, în momentul în care începem să facem cercetări, descoperim niște lucruri absolut uluitoare. Și dacă îmi permiteți și într-un minut închei paranteza, Marian Drăgulescu, eu nu știam până să caut despre el să scriu textul, că el a inventat două sărituri care îi poartă numele. Prima este săritura Drăgulescu 1 și, în mod evident, a doua, săritura Drăgulescu 2. Deci un țucahar, așa. Este nepământeană a doua săritură. Un singur sportiv din China, câteodată, unul dintre cei mai buni din lume, reușește rar să execute această săritură. Deci Drăgulescu, sportivul nostru, a inventat sau a furat de pe o altă planetă unde nu există gravitație o astfel de săritură și a adus-o pentru... Dar l-ai întrebat cum inventează o săritură? Stă în sală, pur și simplu, și încearcă ceva nou mai mult decât tot ce a văzut el la un loc vreodată. Ridică ștacheta. Da. Mai departe, exact elementele olimpice. Și mai departe, și mai sus, și apropo de Tsukahara, face vreo 4 în aer. Este ceva absolut uluitor. Și într-adevăr, cu atât mai mult, și închei paranteza, mă bucur acest proiect al nostru care vede și lumina tiparului. Și tot anul ăsta încercăm și noi marea cu sarea sau cu degetul, nu știu cum e mai bine să zic. Lansăm un concurs de proză scurtă. Proza scurtă merită mai mult pentru liceeni. Tocmai am vorbit cu Flavia despre lucrul acesta și am felicitat-o pentru ideea asta formidabil.
Sper să aibă succes, da, și să iasă. Iar lansarea are loc joi la ora 12 la ceainăria Gaudeamus. Pe de altă parte... Cine poate participa la concursul ăsta? E o limită de vârstă, da, domnule Atila, cred că nu vă mai încadrați aici, totuși. Asta mi-aduce aminte, da, de o emisiune în care discutam cu doamna Ilinca Tomuroveanu, aveam invitată în calitate de moderator, la fel ca și voi acum, și vorbeam despre admiterea, despre școala de teatru și așa, și vorbeam despre admiterea la UNATC și un fierbântat luat de vorbă și i-am zis: doamnă Ilinca Tomuroveanu, dacă eu acum încerc, intenționez, dau la teatru, ce ar trebui să... La care ea se uită la mine și zice: târziu, nenică. Așa și eu, înțeleg, târziu, nenică. Deci argumentul cu tineri în spirit nu ține. Nu, aici nu prea ține. Pe de altă parte, vrem să ne și jucăm puțin la Gaudeamus și le spunem de pe acum ascultătorilor că pot câștiga cărți, foarte multe cărți, dacă vor reuși să meargă așa și să mențină un echilibru cu cărțile pe cap. Cât mai multe cărți pe cap, cu câte rămâi, cu alea plece acasă. Unde faceți concursul? La intrarea în cupolă. Acolo puteți participa, n-avem limită de vârstă. N-aveți limită de vârstă? Nu. Mm-hmm. Pe tocuri, în Adidas, oricum... Știi ceva despre configurația terenului? Adică nu sunt hopuri, nu e în pantă? Nu, este teren plat, să știi. Okay. O să facem noi așa un fel de cerc, ne ținem frumos de mână, iar în mijlocul cercului va trebui competitorul să Câți încerce să... N-am stabilit încă detaliile exacte. Vă rog frumos atenție la regulament, că mă interesează. Deci toate cărțile pe care eu pot să le țin pe cap în timp ce merg nu știu câți pași, le iau acasă? Clar. Da. Categoric, fără nicio îndoială. Așa că ascultătorii ar trebui să repete de pe acum. Și asta e zilnic? Sau nu, e când vrem noi. Pe tot parcursul târgului, în fiecare zi, vom găsi un moment pentru cei doritori care se vor afla prin preajmă. Îi vom racola. Și începeți o carte, două, trei, patru, cinci, și cât când ajunge... dorește căprioara. Câte cărți dorește căprioara, atât îi punem pe cap. Acum să avem o limită, nu două cărți. Cu două cărți poate oricine. Deci, de la 5-6 în sus, așa. Și dacă le duce până la capăt pe toate așa, într-un pleacă turn Babel sau... Mormanul acasă. Aha, perfect. Oricum e o idee foarte interesantă, pentru că până la urmă e un târg de carte, nu până la urmă, în primul rând, e un târg de carte foarte serios, dar cum fiecare noi om... Noi îți dăm câte poți duce, așa se numește concursul, mi se pare... Instinctul ludic este, face parte din natura umană, trebuie să ne și jucăm. Și mai avem, pentru că suntem radio, un concurs în care colegul nostru Bari o să mixeze Niscaiva melodii, iar vizitatorii târgului, dacă vor recunoaște piesele respective, vor câștiga boxe wireless. Ne-am pregătit și noi așa cu ce am putut fiecare. Trompetist o mai fi? Da, sigur că este, da. Nu? Sigur, păi fără trompetist, da. Este, nu se poate. Este prezent. De asemenea, avem bucuria și anul acesta de a fi parteneri cu revista Cațavenci și nume importante de redactor de la revista Cațavenci sunt cei care redactează și ziarul. Editează ziarul târgului Gaudeamus, a cărui primă ediție va apărea, evident, miercuri la deschidere. E foarte onorant pentru noi și cred că și pentru ei nu să existe această colaborare. E un fel de schimb de notorietate reciprocă pentru ei, pentru Cațavenci și pentru... Și o să-l fac așa în nota lor caracteristică? Eugen Istodor este unul dintre cei care scriu Florin Iaru, adică, Doamne Dumnezeule. Evident, după cum îi știți și în celelalte ediții, așa fac această revistă și nu numai că e haioasă, dar este și ok pentru că dă foarte multe informații despre târg, lucru care ce poate fi altceva decât foarte folositor pentru toată lumea. Sunt foarte curioasă care va fi anul ăsta cea mai râvnită carte de la Gaudeamus. Și eu sunt foarte curios. Avem o echipă de sociologi care vor interpreta datele pe care 30 de studenți de la Facultatea de Sociologie a Universității din București le vor selecționa. Aceste date vor fi introduse zilnic, adică în timp real, în bazele noastre de date, și apoi vor fi interpretate pentru ca apoi să putem să dăm rezultatele despre cea mai râvnită carte a anului, despre publicații, despre radio, televiziuni online și agenții de presă, cele de la care au aflat vizitatorii care vor fi intervievați despre târgul Gaudeamus. Deci cine sunt
evident, Radio România este exclusă din această competiție, cu toate posturile sale, pentru ca să știm cine a fost și cine a adus în afară de noi publicul la și iubitorii de carte. Dar câte trofee sunt? Aveți am o listă. Cifra exactă? Da? Așadar, cea mai revnită carte a târgului, trofeul presei pentru radio, televiziune, publicații online, agenții de presă, premiul de excelență pe care Radio România îl acordă uneia din editurile prezente la târg și acest premiu este destinat finanțării totale sau parțiale a unui proiect editorial de importanță națională. Acest trofeu se acordă în baza unui juriu care decide asupra lui. Premii pentru traducere, Antoaneta Ralian, care sunt așa, un premiu pentru traducători din limba română într-o limbă străină și un premiu pentru un traducător dintr-o limbă străină în limba română. Premiul Educația, un premiu pentru care se oferă unei instituții de învățământ și, bineînțeles, un lucru care a fost lansat la prima ediție și nu renunțăm la el, mărturisesc, nu particip la jurizare, este premiul Miss Lectura. E un premiu de tradiție și ne bucurăm să oferim întotdeauna iarăși sponsori, iarăși parteneri care sunt alături de noi. Cu limită de vârstă și aici sau nu contează? Nu cred că există limită de vârstă. Aici noi nu facem discriminări cum faceți voi. Da, da, da. Mă gândesc în ritmul ăsta, ce clădire din București sau chiar din întreaga țară, în acest ritm despre care vorbeam, va putea la un moment dat, nu știu, peste 10-20 de ani, să găzduiască Târgu Gaudeamus? Cred că va trebui construită una, care va fi nu a doua din lume, cred că va fi prima în acest ritm, spun. Adică să depășim Pentagonul. Să depășim Pentagonul, pentru că, într-adevăr, dacă prima oară când a fost la Romexpo părea un spațiu uriaș, acum deja este într-un echilibru, să spunem, perfect. Dar, în mod evident, matematic, în anii ce vor veni, va trebui să găsim un spațiu mai mare. Nici nu știu că e bine să fac acest public, dar o fac. Ceea ce discut de câtva timp cu Vlad Epstein, care rămâne alături, a rămas alături de noi, deși nu oficial, e la pensie, e faptul că ne dorim foarte mult ca târgul Gaudeamus să devină un târg important și din punct de vedere al participării internaționale și cu prezență importantă, mai ales în zona, în regiunea aceasta, în zona balcanică a vecinilor din jurul nostru, astfel încât să avem o secțiune, și vom discuta aceasta pentru anul 2018, astfel încât să avem o secțiune cu participări de edituri, de oameni care să dezvolte o bursă a cărților în această zonă. Pentru că nu sunt foarte mulți agenți literari, cel puțin în România sunt foarte puțini agenți literari care vând scriitorii români în străinătate și, când spun, sunt foarte puțini, număr pe degete, trei, la o mână. Trei în București, pare mi se. Deci, și atunci este firesc să, dacă tot avem această posibilitate, să dezvoltăm acest lucru, să invităm oameni din străinătate care se ocupă de acest lucru să ne cunoască. Și să ne cunoască, noi să-i cunoaștem, pentru că și ei au interesul de a fi vânduți pe o piață foarte bună, după cum se dovedește, și să dezvoltăm acest schimb. Trebuie spus pe final că și vizitatorii au de câștigat. În afară de aceste discounturi, există și o tombolă, nu? Da, există. S-a păstrat există această tradiția. Tombolă, de asemenea. În afară de BRD, Grup Societe General, care este partenerul nostru principal și care susține această tombolă, mai există și alți sponsori și parteneri care finanțează. Deci vor fi mai mulți câștigători la tombola Gaudeamus cu premii foarte importante. Biletul s-a scumpit? S-a scumpit ouul, laptele, carnea, biletul de intrare, uite, nu? Nu ne-am gândit. Cu atâtea proiecte. Da, uite la acest lucru. Dar cred că ar fi mari probleme de hârtii, de justificări, de referate, de nu știu ce, așa că mă gândesc. Oricum, cred că 75% din vizitatori intră gratuit, pentru că există gratuități pentru studenți, pentru profesori, pentru pensionari, așa că copiii,
Deci fără nicio discuție. 5 lei biletul, da? 5 lei biletul. 10 lei abonamentul. Pentru toată perioada târgului. Pentru toată perioada. Păi cam atât, fiind știrile în 3 minute. Noi vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Poate ne mai întâlnim după târg? Dacă îmi faceți invitația, vin să vedeți atunci impresii. Și recorduri. Mulțumim foarte mult, Attila Vizaur, directorul Centrului Cultural Media Radio România, a fost împreună cu noi. Știrile, Andreea și Alex, ca de obicei, pe sens unic. În rest, aveți o zi pe gustul vostru și orice ar fi, nu puneți la inimă. Nu merită, la revedere. Ne-a făcut plăcere. Ciao. Be smart. Be cool. Be fresh. Be FM.